Allahumme salli ala sayyidina Muhammad. Am vorbit în prima parte a predicii despre importanța meditației. Să medităm la creația lui Allah subhanahu wa ta'ala. Așa cum ne îndrumă zeci de versete din Coran. Efela tubsirun, efela yetefekkerun, efela tetefekkerun, oare voi nu gândiți, voi nu meditați, voi efela ya'qilun, voi nu pricepeți. Foarte multe versete. Probabil nu există niciun capitol în Coran în care Allah subhanahu wa ta'ala să nu ne îndemne să gândim. Pentru că ne-a dăruit această rațiune și trebuie să o folosim. Și de aceea, meditația este unul dintre lucrurile cele mai importante. Dintre ritualele cele mai importante pe care mulți dintre musulmani le neglijează. Foarte mulți musulmani se roagă în ziua de azi. Foarte mulți simt post. Dau și dania, dau pomană, merg și la pelerinaj, merg și de 3 ori în viață și de 10 ori. Sunt unii care merg și în fiecare an. Dar câți dintre ei meditează la creația lui Allah subhanahu wa ta'ala? Pentru că meditația la creația lui Allah subhanahu wa ta'ala ne ajută să ne întărim credința. Altfel noi devenim oameni care ne rugăm fitness. Ai ieșit de la rugăciune, e ca și cum ai ieșit de la sala de fitness. Devii alt om pe stradă. Te gândești pe cine să-l păcălesc, cu cine să fac combinație, cum să fac bani. Iese de pe ușa geamiei și omul e cu gândul la prostii. Și a limitat credința numai în cadrul moscheii. Și de multe ori, poate vezi că și în moschee umblă cu idei din acestea. Încearcă să mai agațe pe unul să păcălească sau nu știu. Sunt unii oameni care vin în moschee să arate celorlalți că el e vai credincios. Ca oamenii să-l creadă și să poată să profite de ei într-o combinație, într-o afacere, nu știu ce. Allah să ne ferească. De aceea avem musulmani care se roagă, dar sunt hoți. Avem musulmani care țin post, dar mint. Avem musulmani care dau dania, care merg la pelerinaj, dar când e vorba de interesul lumesc, lasă toate lucrurile deoparte. Allah subhanahu wa ta'ala este numai în timpul ritualului. După aia s-a terminat relația cu Allah. De fapt, rugăciunea când începe? Rugăciunea începe când ai ieșit pe stradă din moschee. Atunci începe rugăciunea. Postul când începe? În ziua de Eid. Ia să vedem cine ține post în ziua de Eid. 30 de zile în Ramadan, toți țin post. Prima zi de Bayram. Hai la băutură, hai la distracție, hai la cluburi, hai la baruri, hai la nu știu ce. Postul începe în prima zi de Bayram. Pelerinajul începe după ce te-ai întors din Mecca. Ia să vedem, ai fost la pelerinaj, ce s-a schimbat în viața ta? Te-ai întors la ce erai dinainte? N-ai realizat nimic? Ești ca și cum ai fost, să spun, ai lucrat la o firmă, mă rog, ca angajat, te-ai dus, ai făcut facultatea de medicină și te întorci și lucrezi la aceeași firmă. Așa este și pilda celui care se duce la pelerinaj și se întoarce exact cum era înainte. Nu s-a schimbat nimic. Parcă profetul sallallahu alaihi wasallam spunea în relatare că ne întoarcem ca nou născut, adică fără de păcat. Dacă ai revenit la păcate, ce ai rezolvat? Ramadanul. A trecut Ramadanul. Ai revenit la ceea ce erai înainte. Ce ai rezolvat? Și de aceea, Allah să ne ferească. Trebuie să căutăm toate aceste căi prin care să ne întărim credința în suflet, să devenim adevărați credincioși. Credința noastră să nu se limiteze numai în cadrul moscheii sau locașului de cult sau în timpul ritualului pe care îl facem. Să continue și după aceea. Și Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă dintre acei drept credincioși care rămân statornici într-o credință. Să rămânem pe calea cea dreaptă, indiferent de situație. Indiferent că interesul tău nu este la mijloc. Tu trebuie să transmiți mai departe, să trăiești mesajul Allah, să-l transmiți mai departe. Chiar dacă ai de pierdut. Pentru că ai de câștigat la Allah. Mai bine să câștigi la Allah decât să pierzi la Allah și să câștigi la oameni. Allah să ne ferească. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă între cei drept credincioși care țin un post primit, inshallah, și după ce trece Ramadanul să fim între cei care sunt eliberați de Allah din iadul său, inshallah.